tur de forță pentru Moș Crăciun ieri la Bălilești. Auzind că le tranzitează comuna, autoritățile locale l-au oprit din drumul său pentru a trece pentru câteva momente și pe la copiii care tocmai susțineau sărbările de sfârșit de an. A poposit mai întâi la căminul cultural din satul Bălilești, unde a fost primit cu urale atât de elevii de pe scenă, cât și de cei din sală. Jucăuș peste măsură, Moș Crăciun a dansat alături de copii, a urmărit atent programul, s-a fotografiat cu aceștia, i-a certat atunci când făceau gălăgie în sală, iar la sfârșit a împărțit daruri la toți copiii prezenți. Luxa a scârtit. Problema e că mai sunt 3 zile și trebuie să plec în lume, să-mi par darul copiilor. Toți mă așteaptă și nu pot lipsi sub niciun motiv. Moș Crăciun a fost așteptat și la școala din satul Priboaia, tocmai de aceea copiii au început sărbarea cu gândul la momentul în care moșul va ajunge în mijlocul lor. Dragi părinți, bunici și frați, bine ați venit la spectacolul nostru! Dintre toate câte sunt sărbători pe acest pământ, nu e alta mai frumoasă decât Crăciunul cel Sfânt. Fulgene, veniți aici, bucurați-i pe cei mici! Fulgușorii de zăpadă, iată ce vezi o să cadă, modern din calea afară, Moș Crăciun nu mai circulă cu sania trasă de reni, astfel că la căminul cultural din satul Poienița a coborât dintr-o mașină și a urcat direct pe scenă în mijlocul preșcolarilor. Aplaudați-l! A dat o mână de ajutor moșului! Mulți copii, părinți, bunici, spectatori mai mari, mai mici, suntem adunați aici în timp de citit. Și cei mari și cei mai mici să cântăm, să recităm, apoi să veicolindăm și un cadou să-l căpătăm, că seara de ajun și ne așteptăm pe Moș Crăciun. Hai de lângă sobă, încălzește de la mâini, dar întâi cadouile. A fost până la urmă un adevărat maraton al moșului în comuna Bălilești, dar și-a îndeplinit misiunea aceea de a-l mulțumi pe fiecare copil pe care l-a întâlnit. Iar ieri la Bălilești, moșul a avut mulți copii de mulțumit. Elevii școlilor din comuna Bălilești au prezentat în fiecare cămin cultural sărbări cu ocazia Sfântului Crăciun și a sfârșitului de an școlar.